Ni sentim pla uneori când ne confruntam cu o problemă despre care nu găsim o soluție acceptabilă sau într-o situație în care trebuie să luăm o decizie, să ne găsim blocați și să spunem că așteptam o inspirație. Dar ce este o inspirație? De unde vine inspirația? Cum o putem găsi? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că uneori, pentru a atinge o performanță de top, chiar ai nevoie de o inspirație, de asta vorbim astăzi. Când ne referim la inspirație, gândim că e ceva care are legătură cu arta, cu poeții, cu muzicienii, cu scritorii, care așteaptă tocmai o inspirație pentru a produce capodopera lor. Adevărul este că în mii de situații toți avem nevoie de o inspirație. Fie să fie vorba de artiști, fie să fie vorba de ceva super științific, fie să fie vorba de o soluție la o problemă tehnică, mecanică, științifică, de familie. Adică avem nevoie de o idee, de un ceva. Inspirația, spune chiar numele, in spirit, adică este conectarea noastră cu spiritul. Pentru că se credea, vine aceeași rădăcină cu respirația, adică se credea că ideile erau afară și cu inspirație puteam să le aducem înăuntru. Și, într-adevăr, în toată istoria, niciun poet, niciun muzician a îndrăznit să creadă că ce producea era opera lui. La un moment dat, în toată lumea antică, un poet, înainte de a scrie ceva, chema în ajutor muse. Mozart, de exemplu, spunea că el nu știa, adică scria sub, cum dacă ar cineva îi dicta notele. Și, într-adevăr, tot timpul, în toată istoria, s-a crezut că era o sursă externă de inspirație. De exemplu, în Grecia antică, apoi creștinismul a schimbat semnificația, dar demon nu avea nicio legătură cu cum este astăzi, cu ceva demoniac, cu ceva satanist, dar demon în Grecia antică era spiritul interior care ajuta la creație. Foarte des Socrate, de exemplu, vorbește despre demonul lui. Nu întâmplător, traducerea în latină de demon este genius. Deci, când vorbim de ceva genial, s-a crezut că există un spirit care produce această creativitate. În lumea modernă suntem prima societate care crede că tot vine din interiorul nostru, tot vine din creier. S-ar putea. Ce este interesant, un lucru care spun foarte des, că dacă iei o carte de creștină de acum 100, 200, 300 de ani, de fiecare dată găsești înger sau diavolul, înlocuiești cu subconștientul și iată că ai făcut o carte de psihologia modernă. În concluzie, nu știm, când vorbim de inconștient, e ceva care, prin definiție, nu este conștient. Deci, pur și simplu, nu știm de undeva ideea vine. Și, repet, cum am spus înainte, nu e vorba de poezie, nu e vorba de sinfonie sau de capodopere. Pentru că, dacă vrem să găsim o soluție la o problemă mecanică, la o problemă științifică, e nevoie de, într-adevăr, o inspirație fantastică, de o imaginație, de creativitate, de o idee care schimbă complet paradigma. Eu uneori mă gândesc la primul care s-a gândit, care a propus ideea că pământul este rotund și în cealaltă parte a pământului locuiesc oamenii
cucapul in jos. È evidente che a fost luat cane bun și bagat pe rug, pentru că cum s-a propui așa ceva? Dacă vorbim de mai ales de știința modernă, niște idei sunt chiar o sursă venită de o inspirație de unde nu se știe. Pentru a produce teoria relativității era nevoie de o inspirație fantastică, să nu vorbim despre fizica cuantică care rasturnă complet ideile noastre despre univers. Deci, ideea este că nu contează dacă este genius din afara, muza care ne inspiră sau o zonă din creier specifică. Faptul este că există un ceva care conține ideile, care conține soluții de care avem nevoie. Deci, întrebarea practică este, afară sau înăuntru, cum să contactăm această entitate care are toate răspunsurile de care avem nevoie? E bine, soluție se știe de mii de ani, cu tacerea. Adică să fie vorba de muzicieni, de oameni de știință, de oameni de afaceri, pentru că o idee de marketing tot are nevoie de o inspirație, sau de cine are de luat o decizie. Bine, secretul este a intra în tacere, a liniști creierul. La un moment dat se spune că dacă vrei să vezi fundul lacului, apa trebuie să fie liniștită. E, la un moment dat, lumea a greșit foarte mult în a înțelege ce este rugăciune, adică se duce la biserică pentru a negocia cu Dumnezeu, pentru a cere să câștige la lot sau un loc de muncă sau să se căsătorească fiica, în fine, știm noi. Dar adevărul este că ce poți să primești într-adevăr de la o rugăciune este tocmai asta, inspirație, să știi ce ai de făcut. E, deci, independent de credințele pe care le ai, nu contează dacă e vorbind de Universul, de Dumnezeu, de alte entități sau ce ți place ție, adevărul este că pentru a asculta aceste entități sau pentru a accesa această zonă din creier, avem nevoie de liniște. E repet, nu este nimic nou, pentru că de mii de ani se știe că dacă ai nevoie de acest gen de răspuns, de la subconștient, de la musa, de la geniu, așa este. Leonardo da Vinci, poate cel mai mare geniu din istorie, zicea că și petrecea ore în șir să uita la carbunii care îl prinde, doar să-i vină idei. Alții oameni de afaceri spun că se jocau cu yo-yo sau se duc să alerg. De exemplu, sincer vorbind, ideile mele mai bune m-au venit când alerg. Una dintre metodele mele de a face un fel de meditație, să nu rideți, era să face puzzle, dacă ne gândim. Este activitatea cea mai idiotă, nu? Adică cum să cumperi ceva făcut în bucăți doar să-l pui împreună, deci să nu-l cumperi deja făcut. Pentru că în momentul în care ții creierul ocupat cu forme, cu colori, cu poziții, alta parte din creierul rulează și produce ideile. Ce să zic, nu contează care este metoda, acum este la moda mindfulness, eu vorbesc mereu de starea de flux, sunt un milion de tehnici, dar toate ajung la aceeași concluzie. Dacă vrei să găsești soluții, trebuie să liniștești mintea și soluțiile apar. Sau, pentru a folosi o expresie un pic mai poetică, îngerii au toate răspunsurile, dar îngerii vorbesc în soapte. Dacă vrei să-i asculti, trebuie să faci liniște. O zi bună, în continuare!